Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre educația de la Slănic Moldova. Așa cum v-am obișnuit, încerc să prezint situația de acum patru ani și ce am reușit să facem în această perioadă. În primul rând vorbim de grădiniță, de preșcolari. Eu am găsit la Stănic Moldova o singură grupă de grădiniță și o educatoare. Erau peste 30 de copii, gândiți-vă cum putea o educatoare, oricât de performant ar fi, să educe 30, peste 30 de copii cu vârste între 2 ani și jumătate și 7 ani. Imediat am făcut demersurile și în anul următor s-a redeschis grădinița cu orar prelungit din Stănic, Moldova, respectiv. În anul 2018 și, în anii 2018 și 2019 am avut câte două grupe de grădiniță cu patru educatoare și în anul acesta, din septembrie, aveam aprobate trei grupe de grădinițe cu șase educatoare, trei infirmiere. Asta înseamnă că va crește calitatea educației, Cop părinții își pot trimite copiii la cămin de dimineață de la șapte până seara la cinci și să-și vadă de treburile dumnealor. Acești copii primesc acolo educație, primesc hrană, se odihnesc. Hrana este susținută 50% din bugetul local și intenționăm ca din toamnă să o susținem 100% din bugetul local. De asemenea, grădinița cu program normal de la Cireșoaia a beneficiat și ea de un loc de joacă pentru copii, de laptop, de laptopuri pentru a putea transmite materiale educaționale. Fiecare clasă de grădiniță, atât de la Cireșoia cât și de la Stănii Moldova, au fost Dotate cu televizoare, cu ecran mare, în așa fel încât copiii să poată vedea anumite materiale educaționale, dar și anumite uh, desene animate și altceva ce își dorește educatorul să transmită copiilor. Am dotat și la Stănii Moldova cu un loc de joacă pentru copii, grădinița, am adus filtre de apă pentru, pentru a putea avea o apă filtrată și să nu mai cumpere părinții apă de la, de la magazin, să economisim și să protejăm mediul, să economisim acei recipienți. De asemenea, s-au făcut investiții înlocuindu-se covorul și celelalte nevoi de acolo de la Căminul Coral prelungit. În această vară urmează să se amenajeze a treia grupă și în felul acesta noi considerăm că atunci când termină grădinița, preșcolarul va fi mult mai pregătit și mergând la clasele primare, învățătorul va avea cu ce să lucrezi, va avea copii bine pregătiți și educați. Mai departe, a fost o prioritate să creăm condiții pentru sport. La Cireșoaia, în primul an am găsit sponsorii necesari și numai din sponsorizări s-a construit terenul de sport pe gazon sintetic, care este folosit atât de elevii și copiii de pe Valea Stănicului, dar și de liceeni, de studenți, de cetățenii din localitatea noastră care vin și își exprimă acolo dorința de a fii competitiv și de a face sport, în primul rând, pentru că sportul înseamnă sănătate. Mergând mai departe, toate clasele de primare, de la clasa 1 la clasa 4, inclusiv clasa 0, au fost dotate cu televizoare, cu ecran mare, pentru ca învățătorul să poată face și educație prin materiale online, prin manuale care încep să fie din ce în ce mai multe pe uh, online, man manuale digitale. De asemenea, uh, uh, în acești ani am, am uh, cumpărat pentru școală 20 de calculatoare noi, laptopuri, am primit laptopuri de la o fundație din uh, Danemarca și mulțumesc cu această ocazie uh, domnului Ionel. Fica domnului Ionel a fost cea care, împreună cu generele dumnealui, au adus aceste laptopuri și ele sunt foarte importante, atât în școală, în grădiniță, cât și la biblioteca din localitate. De asemenea, am asigurat transportul copiilor, atât Copiilor de grădiniță se face un transport dimineața de la Cireșoaia până la Slănic, copiii pentru orar prelungit se duc uh, la Slănic cu un microbus separat, cât și seara la, în jur de ora 5 când se termină programul și se întorc până acasă. Am asigurat transportul celorlalți copii în așa fel încât să avem uh, siguranța acestor copii atât de acasă și până la școală cât și înapoi și bineînțeles am reușit să îmbunătățim condițiile din școli. Nu mai fusese schimbate tablourile electrice de când s-a înființat școala de la Stănic Moldova. Peste 50 de ani am locuit aceste tablouri. Am adus acolo am achiziționat două centrale termice noi nouțe care eficientizează consumul de gaz, de energie și ele funcționează din încă din decembrie de anul trecut. Am ,ă, reparat instalațiile din interior, am reparat ,ă, holul din, din școala de la Sănii Moldova. Pentru cei care și amintesc, ,ă, se intra pe hol și se găsea așa un mozaic bombat așa și arăta ,ă, groaznic. Am ,ă ,ă, îmbunătățit condițiile de la grupurile sanitare de acolo și, bineînțeles, filtre de apă și la Sănic și la Cireșoaia pentru ca și cadre didactice și copiii să-și poată lua un pahar cu apă caldă sau rece în funcție de nevoie. Mai departe, am construit locuri de joacă, le-am îmbunătățit, la momentul acesta șapte locuri de joacă din Sănii Moldova sunt ori înființate noi, cum ar fi la cele două grădinițe și în cartierul Cerdac, dar și reparate și urmează să mai înființăm unul la, în Cireșoaia, foarte aproape de moară, cum, cum am spune noi. Am reușit în, acest, în această perioadă să rezolvăm multe din problemele de educație de pe Valea Stănicului. Am dat în fiecare an materiale educaționale pentru copiii preșcolari. Am dat un buget de 5.000 de lei la fiecare grădiniță și de acolo și-au putut cumpăra anumite materiale educaționale. Educația este pe primul loc și la momentul acesta pot spune că s-a aprobat în Consiliul Local achiziționarea 115 tablete care vor fi distribuite la toți copiii de la clasa a 5 -a până la clasa 8 -a, întrucât este o nevoie, chiar dacă se va rezolva problema cu distanțarea, este necesar ca un copil să poată lucra pe asemenea, instrumente să-și dezvolte abilitățile de lucru pe calculator pentru a reuși pe viitor să facă față competiției din domeniul acesta al informaticii. De asemenea, aceste tablete vor avea și niște gentuții în care le vom, le vom ambala, le vom pune acolo și copilul va avea posibilitatea să învețe mult mai bine. Și vom avea 16 puncte de internet gratuit pe valea Stănicului. Acest lucru se va întâmpla maxim două săptămâni de zile și sper ca uh, dumneavoastră să înțelegeți că pentru mine educația a fost cel mai important lucru în această perioadă și pot confirma acest lucru. Am uitat să vă spun că s-au instalat sisteme de supraveghere la fiecare școală, s-au reparat anumite uh, perimetru de, de protecție al școlii. La Sănii Moldova avem un proiect acum de uh, rezolvarea împrejmuirii și de instalare de foișoare pentru copii, pentru recreație, să iasă și, și la Sănii și la Cireșoare. am instalat câte trei asemenea puncte în exterior. Vom amenaja ambientul exterior, la Cireșai vom finaliza pista de alergare și amenajarea peisagistică și ușor, ușor o să reușim să creăm condiții din ce în ce mai bune pentru educație. De asemenea, funcționează la Sănii Moldova, funcționează în parteneriat cu Asociația în Context, un centru de artă contemporană unde copiii se duc și, -și Experimentează abilitățile de artă, se fac lucruri foarte frumoase acolo și suntem foarte bucuroși. Avem deja voluntari din localitatea noastră care ne ajută în proiectele pe care noi le avem, atât în stațiune cât și pe Valea Stănicului. Am susținut prin Cristiana Babe, care este dască la biserică, am susținut un cerc la Cireșoaia de muzică și avem tineri care tinere care s-au pregătit și au reușit să obțină rezultate bune în acest sens. Eu sper că v-am convins că educația este pe un drum bun și ușor ușor o să ajungem să nu mai trimitem copiii la Târgu Ogna sau în alte părți să facă școală. Astăzi încă mai sunt care fac naveta la Târgu Ogna. mă refer la clasele până la clasa 8 la clasele 1-8 și să creștem calitatea educației și să reușim să avem o comunitate mult mai performantă.